Rezultatul meciului de azi e dezamăgitor pentru noi prin prisma felului cum am jucat. Dar, din păcate, meciurile astea sunt hotărâte de micile detalii, iar noi astăzi am păcătuit la micile detalii. Rest, siguranță, diferența de 3 goluri nu e cea care a fost pe teren. Am dominat adversarul în multe momente, am avut ocazii, cred că mult mai multe decât ei. Dar, cum am spus, detaliile nu ne-au adus rezultatul de astăzi. Nu am avut niciodată intenția unui egal. N-am pregătit niciodată meciul în ideea unui egal. De ce? Pentru că echipa mie personală mi arată multe lucruri bune și îmi dă încredere. Am spus-o indiferent de adversar. Dar, încă o dată, în procesul ăsta de evoluție, de creștere a echipei, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le eliminăm pe parcurs. Din păcate, n-am reușit să le eliminăm toate problemele de care eu atenționam de la primul meci pe care l-am disputat, legat de momente de concentrare. Din păcate, în detaliile astea mici au produs aparența, dar nici de cum, în nicio secundă nu am gândit meciul la egal.